Perfect. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră special. Așadar, alături de noi veți vedea cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de la noi. Și de nu numai! Putare. O aplicație creată la Cluj-Napoca traduce pentru cei mai puțin inițiați regionalismele din zonă. Altfel spus, celebrele expresii ardelenești sunt explicate pe înțelesul tuturor. Soluție inteligentă pentru trecerile de pieton nesemaforizate din Oradea, autoritățile au montat LED-uri care se aprind atunci când un pieton traversează, iar șoferii îi pot observa mai ușor. Nepoata asistentei medicale, care a murit în accidentul cu elicopterul SMUR de acum 16 ani, duce mai departe visul mătușii sale. Tânăra este șefa rezidenților de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Și Marea Britanie este țara în care trăiește cea mai mare comunitate de români din diaspora. Acum în regat sunt peste 1.200.000 de conaționali. Și, așa cum spuneam, câte regiuni, atâtea regionalisme, care uneori, adevărat, pot fi greu de înțeles. No, mai mulți tineri din Cluj-Napoca au venit cu o idee ieșită din comun, au creat un dicționar online pentru regionalisme. Mai exact, pentru cele din Ardeal, evident, iar expresiile și cuvintele sunt explicate într-o manieră cel puțin amuzantă. Urmează cel făcut de tine, moldovenească. Eu pe moldovenească mă bag, da. O aplicație neobișnuită, creată la Cluj-Napoca, își propune să traducă pentru cei mai puțin familiarizați cu specificul locului ardeleneza sau regionalismele din zonă. Cei care au dezvoltat aplicația creează o bază de date ca să poată traduce orice expresie care începe cu no. Bine ați venit la Cluj-Napoca! No? Aceasta este Ildico, prima aplicație care traduce ardeleneza cât ai spune no. Și cum în Ardeal aproape că nu există propoziție fără no, dezvoltatorii aplicației, împreună cu 4 actori din Cluj, au descoperit câteva 10 de sensuri pentru el. Ne-am gândit să facem un așa zis ghid, iar la ora actuală avem peste 70 de variante de no-uri, care fiecare înseamnă altceva. Iar în următoarea perioadă ne dorim ca să o ducem într-o altă zonă, să traducem și invers. Este comică, este distractivă și, evident, intuitivă. Cei care au încercat aplicația spun că aceasta este interesantă și utilă. No! Aplicația spune no, are 70 de intonații diferite și cumva vrea să vină în sprijinul străinilor sau acelora care se mută la Cluj. Ce părere ai? Păi e interesant, nu am crezut că face asta. Ar fi o surpriză pentru ei. Spune-i, îmi place cum ești îmbrăcată. No? Deja au răspuns, da. Mi se pare aplicație interesantă, mai ales pentru oamenii care vin de oriunde, fie din Spania, fie din Franța, direct în România, la Cluj. Dezvoltatorii aplicației spun că plănuiesc un upgrade pentru Ildico, mai ales că aceasta a fost descărcată deja de 1200 de utilizatori. Anul 2021 a fost unul al cunoașterii de sine și al dezvoltării personale. Cel puțin asta arată topul vânzărilor de carte pe anul trecut. Conform acestor date, bucureștenii au cumpărat cele mai multe cărți, peste 400.000. De altfel, avem un bărbat în capitală care e foarte dornic să citească, domne. Domne, e foarte dornic. Cât a comandat? 194 de cărți. Oare ce cărți? Pet. În top 5 cele mai vândute cărți din 2021 se regăsesc numai puțin de 3 cărți de dezvoltare personală. Categoria a luat avânt anul trecut și a înregistrat o creștere de 56% față de 2019. Semn că, în lipsa socializării de altă dată, pandemia ne-a dat oportunitatea celei mai importante întâlniri, cu noi înșine. Perioadele astea mai tulburi și mai incerte își pun tot felul de întrebări legate de lume, legate de ei, de sufletul lor, de corpul lor și atunci în top găsim, iată, cărți din această categorie. Au fost foarte multe cazuri de anxietate, depresie sau alte lucruri provocate de această încercare prin care trecem cu toții. De fapt, este o traumă colectivă. Și atunci lumea a încercat să găsească soluții, să se relaxeze, să caute forme de vindecare prin cărți. Cea mai vândută carte de dezvoltare personală a fost Când corpul spune nu, costul stresului ascuns, scrisă de Gabor Mate, un medic și autor specializat în traumă. Vorbește despre costul stresului ascuns, ceea ce înseamnă că atunci când lăsăm emoțiile să ne afecteze și nu știm cum să le exteriorizăm într-o manieră pozitivă, constructivă, ele ajung să ne facă rău și să contribuie la îmbolnăvirea noastră.
Pe lângă studii și cazuri care arată legătura dintre stres și boli grave, precum diabetul sau cancerul, cartea vine și cu sfaturi practice. În topul celor mai vânduți autori, o româncă este pe primul loc. Ioana Chicet-Macoveiciuc este de profesie jurnalistă, dar a devenit cunoscută datorită blogului pe care îl are. Acum 7 ani a început să scrie și cărți pentru copii și de parenting. Există foarte multe cărți bune de parenting și de copii traduse din alte limbi, însă cred că și copiii și părinții simt nevoia de a citi povești care să fie despre ei, despre noi, cu trecutul pe care l-am avut, cu toate detaliile vieții noastre de zi cu zi. Oamenii se regăsesc și cred că se simt însoțiți. Și mai ales în perioada asta atât de incertă și complicată, cred că de asta au nevoie oamenii, de voci care să-i facă să se simtă în siguranță. Cea mai vândută carte în 2021 a fost una de activități pentru copii. Oamenii au căutat foarte multe cărți pentru copii și cărți, interesant, cărți de activități pentru copii, ca să știi ce să faci cu copilul acasă, ce să-i dai de făcut, cu ce să-i ocupi timpul pe care trebuie să-l petreacă mai mult în casă, iată, din cauza restricțiilor. Autoritățile locale din Oradea, iar se întâmplă ceva acolo, au venit cu o idee inedită pentru a preveni accidentele rutiere. E bine, au instalat primele 7 treceri de pietoni inteligente din totalul celor 26 care vor fi modernizate în această primăvară. Aceste zebre sunt iluminate cu LED-uri și le atrag, sau așa ar trebui să se întâmple, atenția șoferilor pe timpul nopții sau atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile. Ceață, noapte, ploaie abundentă sau ninsoare viscolită sunt condițiile meteorologice care afectează semnificativ vizibilitatea participanților la trafic. Cele mai mari probleme sunt de regulă la trecerile de pietoni, unde se produc și numeroase accidente. De vină sunt uneori șoferii, care nu încetinesc din timp, dar și pietonii care se angajează în traversare fără a se asigura în prealabil. Văzând aceste situații, un polițist din Bihor a propus primăriei Oradea ca o parte din trecerile de pietoni din oraș să fie iluminate inteligent, cu LED-uri, după lăsarea întunericului. Primele dintre ele au fost deja puse în funcțiune. Nu opresc la trecere niciodată. Treci, nu treci. Poate că așa e mai bine un pic să fie, pentru că le vede, că luminează un pic acolo. E ok și îmi place, fiindcă chiar suntem mai în siguranță, că niciodată nici pe zebră nu ești în siguranță. Câte nu se întâmplă, nu? Îți place ideea. Așa e o atenție pentru șoferi și pentru noi. Posibil să fie mai ok pentru șoferi, mai vizibil, pe timp de noapte. Una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave la nivelul municipiului Oradea în ultimii ani a fost neacordarea priorității de trecere pietonilor care traversează strada pe marcajul pietonal. 7 dintre ele funcționează. Le-am ales gradual pe cele unde au avut loc cele mai multe accidente în care au fost implicați pietoni. În total, 26 de astfel de treceri de pietoni vor fi modernizate în Oradea în primele luni ale noului an. Iluminare inteligentă înseamnă că atunci când un pieton se angajează în traversarea străzii, senzorii care sunt montați pe stâlpi se vor declanșa și vor ilumina puternic trecerea. Valoarea investiției este de aproximativ 400.000 de lei. Vremurile se schimbă și același lucru se întâmplă și în cazul gusturilor, mai ales al celor feminine. Am crezut că omit să spui asta. Nu, un studiu al Institutului Național de Statistică arată că femeile de astăzi vor parteneri mai tineri de viață decât ele. Sunt mai bătrân decât tine, it's ok, suntem în siguranță. Mai mult față de acum 10 ani, tinerele nu se mai simt condiționate de căsătorie pentru a deveni mame. Numărul femeilor care au mers în fața ofițerului de stare civilă cu un bărbat mult mai tânăr s-a dublat în ultimii 30 de ani. Surprinzător, cele mai multe au vârste între 25 și 29 de ani. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cele mai multe căsătorii între femei și bărbați mai tineri s-au înregistrat de-a lungul timpului în grupa de vârstă 25-29 de ani, urmată de segmentul 30-34 de ani, însă și de-a lungul timpului lucrurile s-au schimbat. Imediat după Revoluție, femeile care își alegeau soți mai tineri făceau parte din grupa de vârstă 20-24 de ani. După anul 1996, acest tip de mariaj era mai des întâlnit în grupa de vârstă 25-29 de ani, iar după anul 2000, femeile care s-au căsătorit cu bărbați mai tineri făceau parte din grupa de vârstă 30-34 de ani. Asta spune că statutul socioprofesional al femeilor în România a crescut,
E clar că mai multe femei își permit o mai mare autonomie, își permit alegeri independente, ca să spun așa, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Această emancipare a femeii a dus la apariția unui fenomen foarte interesant, spun specialiștii. Practic, doamnele caută pe cineva care să le ofere sentimentul că sunt la prima tinerețe. Dacă ești o femeie mai în vârstă, totuși te temi de viața matură, asumată, și atunci cauți, este în psihologie un termen, ecmnezia, adică vârstele tinere. Și la tine, nu doar la bărbatul care ești. Adică tu umbli mai cu breton, așa, mai îmbrăcată, mai tinerește, mergi pe la petreceri și îți plac vacanțele și atunci ai nevoie de un astfel de partener pentru așa ceva. Dacă specialiștii au explicații științifice, oamenii văd lucrurile ceva mai pragmatic. Probabil că are mai multă experiență la o relație cu cineva mai în vârstă. Probabil se gândesc că sunt femei mai mature. Pentru hormoni. Vor hormoni mai tineri. Pentru bani? Pentru bani? Sigur că da. Credeți că au vreun motiv anume? Mai clar. Care e acela? Eu vă spun că cunosc o pereche care are, el are 45 și are aproape 90. Găina bătrână face de mai bună. Așa că așa o fi. Nu minte. Cum trebuie să fie doamnă sot? Să fie la aceeași vârstă. De vârstă apropiată, că așa... Interese, probabil. Și interese sunt multe. Studiul INSE mai arată că în ultimele decenii s-a conturat și o altă tendință. Femeile își doresc să devină mame fără a fi și soții în același timp. Astfel sunt tot mai multe cazurile în care ele caută parteneri pentru a face un copil și atât. În acest an, fermierii care se înscriu în programul Tomata vor primi mai mulți bani de la stat, mai exact 4.000 de euro față de 2.100 cât a fost subvenția anul trecut. Stimulentul financiar vine însă cu o condiție. Fermierii trebuie să demonstreze că au vândut aproape 6 tone de roșii. Mult. Asta înseamnă dublu față de limita care e impusă acum. Majorarea subvenției pentru cei care cultivă roșii este privită cu scepticism de producători. Noile condiții de acordare a fondurilor sunt o piatră de moară pentru legumicultori. Problema sunt cantitățile care ne le cer. Adică? Sunt prea mari. Cantitățile sunt prea mari. Ca să scoatem cantitățile respective, trebuie investiție și mai multă și mai mare, de exemplu, și căldură, foc, îngrășămintele și soluțiile aferente. Mai rămâneți cu ceva din aia 4.000 de euro? E ce luăm pe mere, dăm pe pere. Zilele acestea e mult de muncă în sere. Răsadurile necesită o atenție suplimentară în perioada rece, iar micii producători se tem că forfota din solar se va muta pe holurile direcțiilor agricole. Eugen cultivă roșii de ani de zile, spune însă că demersurile birocratice sunt mai complicate ca niciodată. Cam mult stufarai în documentație, multe acte, multe, greu ca să putem accesa. V-ar plăcea să fie un pic simplificată treaba? Mult mai simplificată dacă ar fi extraordinar, când am pierdut timpul și în loc să pierdem timpul cu toate acte, noi muncim în solar. Chiar și în aceste condiții, Tomata a fost un succes. Anul trecut, cele câteva zeci de milioane de euro alocate programului au fost absorbite, așa că sunt mulți cei care se gândesc să înființeze în premieră o cultură de roșii. Ce speranțe aveți cu proiectul acesta? Cred că, după câte am auzit la alții care le-au făcut, care au mers, au fost bune. Dar eu n-am mers pentru că n-am avut nici putere de muncă, să zic, și anul ăsta, nu știu cum m-ai descurcat. Noi credem că se vor înscrie în program în jur de 100 de legumicultori. În 2021, aproape 12.000 de fermieri s-au numărat printre beneficiarii subvenției. Valoarea acesteia s-a ridicat la 2.100 de euro. Pandemia a înrăutățit și mai mult viața celor care sunt în pragul sărăciei. Și de această dată, în ajutorul lor au venit oameni pentru care faptele bune sunt la ordinea zilei. E bine, în fiecare sâmbătă, un patron din orașul Cluj-Napoca primește 100 de sărmani în restaurantul său și le oferă o masă caldă. Călin Oancea este proprietarul unui restaurant din Cluj. Prin fața localului său, de-a lungul timpului, s-au perindat mulți sărmani, care se uitau flămânzi prin ferestre la oamenii care mâncau înăuntru. Omul s-a decis ca, de la sfârșitul acestei săptămâni, să ofere 100 de meniuri diferite la tot atâtea persoane. Ideea acestui proiect i-a venit lui Călin Oancea în urmă cu câțiva ani. Am făcut un proiect care se numea O masă în așteptare și clienții care doreau să lase ceva de mâncare pentru cineva plăteau o notă de plată, o ciorbă sau un meniu zilei sau altceva care se puneau pe un panou și cine
avea nevoie, venea și își lua de pe panou bonul și mânca. Asta a fost ideea de bază. Mai mult decât atât, sărmanii vor avea acces să mănânce liniștiți la mese. Practic, oricine va intra va fi așezat la masă și va primi felul de mâncare pregătit în ziua respectivă. Noi suntem pregătiți undeva până la 100 de oameni. În principiu ne așteptăm undeva între 30 și 50 în prima fază. În prima sâmbătă am avut 5. Bine, discutăm de oameni care nu au acces la internet, care nu au acces la informație. Omul e fericit pentru că imediat ce a postat pe internet intenția lui, mai multe firme s-au hotărât să doneze și să-l ajute cu alimente. Suntem foarte încântați pentru propunere, pentru ceea ce o să facem. O să gătim cu mare drag pentru ei și pentru toată lumea. Ce o să faceți de mâncare? Acum depinde, o să mergem pe tradițional și să vedem la cerința lor ce vor, o să întrebăm ce le-ar place să mănânce. Nu doar Călin Oancea a sărit în ajutorul nevoiașilor, și Raimonda Boian, împreună cu alți colegi din Zalău sau din Satu Mare, oferă de 8 ani o masă caldă sărmanilor. În Piața Cipariu aici venim în fiecare zi de luni până vineri și oferim o caserolă celor care ne așteaptă. Deja de un an aici, dar de 3 ani în centru. Și numărul lor variază între 40 și 100. Cei care beneficiază de aceste mese calde spun că orice ajutor este bine primit. Eu sunt singur și câteodată mă ajut pe aici, că să nu mai gătesc, să nu mai aprind lumina, să știți. Cum vi se pare ajutorul primit? Cum vi se pare ajutorul primit? E modest, dar e bun. Îți rezolvă o masă pe zi. Numărul oamenilor nevoiași crește de la o zi la alta, spun autoritățile, iar pandemia este unul dintre motivele principale. Uneori, tragediile sunt cele care ne dau puterea de a merge mai departe. Extraordinar exemplul. Nepoata medicului, care a murit în accidentul aviatic din 2006, după ce elicopterul smurt s-a prăbușit, duce mai departe moștenirea mătușii sale. La 16 ani distanță de la tragicul eveniment, visul acesteia e să devină medic, iar primii pași deja i-a făcut, este șefa rezidenților de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Alexandra Hauta avea 12 ani când elicopterul smurd Iași s-a prăbușit. În el se afla și mătușa ei, Mioara. A primit vestea că a murit în tragicul accident cu o imensă tristețe. Mai ales că o admira pentru devotamentul cu care își făcea meseria de medic. Sper că prin ceea ce fac eu astăzi continui visul și că fac cu același devotament cu care îl făcea ea, cu entuziasm. Vorbea de fiecare dată cu aceeași pasiune despre cazurile care le avea. 9% cu tensiune arterială de 150-86 și frecvență cardiacă de 66. Acum Alexandra are 28 de ani, a studiat medicina la Iași și vrea să ducă visul mătușii sale mai departe. Este șefa rezidenților la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și abia așteaptă să devină medic specialist. Cu toate că zborul i-a răpit una dintre cele mai dragi persoane, Alexandrei nu este frică totuși să se urce în elicopter. Pe elicopter merg doar medicii specialiști și primari, astfel încât nu am avut ocazia până acum să zbor cu elicopterul, dar sper că voi avea ocazia când voi deveni medic specialist. Din anul al doilea, Alexandra lucrează și pe smurd, dar cel mai mult se dedică celor care ajung la unitatea de primiri urgențe a spitalului. Intervine des la accidente rutiere, iar ultimul pe care îl preluase a fost la bivolari. L-am recuperat dintr-o mașină, un accident, mașina s-a izbit de un copac și s-a rupt practic în două, el fiind propulsat în afara autovehiculului. Rezidentul sau responsabilul de rezidenție are în grijă, ca să spunem, programul pentru cel puțin 30 de rezidenți de medicină de urgență. Deși au trăit momente frumoase și unice în această meserie, medicii și asistenții smurd Iași încă au rămas marcați de tragicul accident aviatic. Am avut însă și două zile dramatice care ne-au marcat existența și pe care nu putem să le uităm, zilele în care am pierdut colegii din accidentele de elicopter. 9 ianuarie 2006 și iunie 2016. Au trecut 16 ani de la tragedia în care ne-am pierdut colegii. După accident, mulți au refuzat să mai zboare de teamă. Însă, ușor, ușor, cei noi au trecut peste această frică și au continuat munca pe care o iubeau enorm colegii lor. Există o curbă de creștere extrem de importantă față de cât zburam, la câte cazuri interveneam în 2006. Acum, în 2022, este o creștere, cred că, de 300%.
În același timp, Smurd Iași a continuat misiunea de formare și formăm rezidenți care încep în fiecare an cu activitatea în unitatea primire urgență și începând din anul 2, uneori și de la jumătatea anului 1, ajung să lucreze în prespital. Un lucru este cert, toți sunt dedicați 100% meseriei pe care o au, iar cei care se află la început de drum, la fel ca Alexandra, speră că vor deveni cei mai buni în domeniu și vor salva mii de vieți. Ananasul nu are doar un gust bun, dar este inclus și în rândul plantelor medicinale. Fructul are proprietăți antiinflamatorii și antidepresive. Urmează Sănătate cu stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Intre. Bună dimineața! Un fruct exotic, nobil și aromat, ananasul și-a câștigat un bine meritat loc în preferințele noastre. Este bogat în vitamine, enzime și antioxidanți, calități care ajută la susținerea sistemului imunitar, la întărirea oaselor și la combaterea indigestiei. Dacă în secolele trecute se găsea doar pe mesele nobililor, astăzi este apreciat și consumat la scară largă în toată lumea. Ananasul este disponibil în comerț și sub formă de conserve sau compot, însă pentru a beneficia din plin de efectele lui este recomandat să consumăm fructul proaspăt. Asta deoarece ananasul conține din plin vitaminele A, C, B1 și B6, acid folic, cupru, mangan și beta-caroten. Principalul efect benefic al acestui fruct este reglarea tranzitului intestinal, care se datorează bromelainei, o enzimă digestivă care calmează aciditatea, elimină balonarea și previne constipația. În același timp, ananasul este un diuretic excelent, fiindcă împiedică asimilarea grăsimilor rele de către organism, fiind recomandat după mesele copioase sau persoanelor cu un tranzit intestinal lent sau probleme ale bilei. Combinat cu alte fructe sau legume, ajută organismul să elimine toxinele din ficat sau rinichi și în acest mod ne poate ajuta să slăbim. Nutriționiștii îl recomandă în multe diete, deoarece este destul de sărac în calorii, iar consumat în cantități moderate are doar efecte benefice. De asemenea, combinația de vitamina A, vitamina C și antioxidanți din ananas susține sănătatea sistemului imunitar și ne ajută să combatem infecțiile. Alte două substanțe din ananas au efecte vindecătoare și de prevenție în cazul unui consum regulat. Manganul susține sănătatea oaselor și a țesuturilor conjunctive, motiv pentru care fructul ar trebui consumat în special de către persoanele în vârstă. Cuprul are și el efecte benefice asupra oaselor, însă are un rol important și pentru sănătatea inimii, prevenind formarea cheagurilor de sânge responsabile de tromboze și accidente vasculare cerebrale. Conținutul crescut de vitamina C din ananas are efecte remarcabile asupra pielii, deoarece menține crescut nivelul de colagen, care răspunde de elasticitatea și fermitatea acesteia. În plus, beta-carotenul ajută la hidratarea și uniformizarea culorii tenului, iar antioxidanții previn îmbătrânirea prematură a epidermului. Astfel, din ananas pot fi preparate măști cosmetice cu rol de curățare, regenerare și revitalizare a pielii. Bun, cum e vremea? Mie tot frig, mi se pare. Orice încălzire ar fi, eu vreau vară. Bună dimineața! Vremea e bună, bună dimineața! Se încălzește. Astăzi în capitală avem parte de temperaturi peste cele normale perioade. Înseamnă că eu sunt defect, e clar. Dă-ne tu detalii ca să încălzește vedem dacă mai e defectă mult. Sau nu era, noi nu credem asta. Bine, vă spun chiar mai multe acum. Astăzi, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, vremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii ianuarie. În celelalte zone, vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal. Seara vor fi ninsori slabe pe spații mici în Maramureș și la munte. Maximele se vor încadra între minus 3 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia, Muntenia și în sudul Banatului. În capitală, valorile termice rămân peste cele normale perioadei, cerul va fi variabil, iar dimineața va fi ceață. Maxima va atinge, iată, 4 grade. Mâine se mai încălzește puțin, astfel că temperatura maximă va atinge 7 grade. Marți, cerul va fi variabil și se vor înregistra cam 6 grade. La munte, vremea se va răci treptat, iar probabilitatea de precipitații va crește. Cel mai cald va fi, iată, la Păltiniș 2 grade, iar cel mai frig la Predeal, minus 4. Atât despre vremea pentru moment, ne revedem și ora viitoare. Irina, Daniel, mulțumim! Mulțumim frumos, Roxana! Vrei să luăm o scurtă pauză de publicitate? O mai tragem de limbă pe Roxana. Nu, așa zic și eu. Doamnelor și domnilor, revenim imediat.
Bun, am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim despre camerele video amplasate la bordul mașinilor, care sunt tot mai folosite, am și eu una, iar cele mai mici detalii înregistrate pot fi de altfel esențiale în stabilirea cauzelor unui eveniment rutier. E bine, prima cameră video de bord cu rezoluție 4K, atenție, aduce un plus de calitate a imaginii, dar și vine și cu noi funcții care răspund nevoilor șoferilor. Așadar, Trend IT, Bianca Iordache, priviți! Bun găsit! În contextul noii legi cu privire la acceptarea probelor video de pe camerele de bord în instanță și nu numai, calitatea acestora joacă un rol decisiv în dovedirea nevinovăției. Prima cameră de bord 4K oferă utilizatorilor un plus de înaltă calitate, dar și o conexiune mai rapidă între cameră și smartphone. Alături de noi se află Cosmin Dobraniș. Bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața! Mă bucur să fiu aici! Cosmin, iată că în sfârșit au fost transformate camerele video de bord în probe pentru poliția rutieră. Da, se pare că munca noastră din ultimii câțiva ani de zile a ajuns la punctul culminant în care inclusiv autoritățile să se gândească la a lua în calcul probele video atunci când se întâmplă diferite accidente sau incidente în trafic. Cu ce vine în plus prima cameră de bord 4K? În primul rând, calitatea imaginii, asta este clar. Vorbește de la sine. Da, calitatea imaginii este senzațională. E o cameră cu o rezoluție, cum ai spus și tu, 4K sau Ultra HD, cu rezoluția de 3840x2160 de pixel și 30 de frame-uri pe secundă, de cadre pe secundă, ceea ce înseamnă că în timpul călătoriei, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, înregistrările, calitatea acestora vor face ca toate detaliile din timpul călătoriei să fie surprinse și să fie cât mai bine redate pe un calculator sau pe un telefon, pe orice dispozitiv. Și aici mă refer în special la plăcuțele de înmatriculare, la numerele plăcuțele de înmatriculare, pentru că în caz de accident sau de incident nu este important numai să vezi cum s-a întâmplat acest lucru, ci să iei poate și aceste detalii, astfel încât în situația în care, nu știu, făptașul sau, eu știu, cel care provoacă acest accident sau incident să poate fi și ușor identificat. Spunem dacă am înțeles bine și tehnologia GPS de ultimă generație include o nouă funcție precum alertă inteligentă. În ce constă? Da, ea ajută la numeroase funcționalități, cum ar fi setarea datei și a orei în mod automat, cum ar fi monitorizarea traseului, să știi când ai plecat, de unde ai plecat, pe ce drum te-ai dus, cât timp ai staționat și așa mai departe. Deci este chiar un mijloc de a monitoriza traseul. Iar în egală măsură, această cameră, prin funcția ei de GPS, oferă utilizatorilor și alerte din trafic și respectiv alerte despre camerele de radar fixe, astfel încât pe toată perioada vei ști cu ce viteză legală va trebui să conduci, te va alerta când se va termina acest segment de drum și, desigur, în situația în care ai mers un pic mai tare pe segmentul acesta de drum, cu ce viteză va trebui să mergi pentru ultima perioadă a acestui segment, astfel încât la finalizarea acestui segment de drum să nu iei o amendă. Mai mult decât atât, știm foarte bine faptul că până acum toate camerele video de bord salvau automat fișierele la intervale de un minut. Ei bine, din ce am citit, noua cameră le salvează la fiecare secundă? Da, vine cu o salvare a înregistrărilor secundă cu secundă. Acest lucru înseamnă că în momentul în care camera este pusă în bord, dacă ea este lăsată să înregistreze, desigur, în mod normal, toate celelalte camere salvează fișierul respectiv pe cardul SD la fiecare minut. Ceea ce înseamnă că în situația în care există o problemă, fie cu camera, fie cu cardul SD, și acesta va da o eroare, sunt foarte multe șanse ca aceste înregistrări să fie pierdute. Însă cu noua cameră MyView 886, lucrul acesta nu se întâmplă, întrucât
înregistrarea este salvată, așa cum spuneai și tu, secundă cu secundă și practic nu vei putea pierde cea mai mare parte a înregistrărilor atunci când folosești camera. Cea mai importantă funcție pe care, după părerea mea, orice cameră ar trebui să o aibă, nu doar aceasta, ci cred că orice cameră ar trebui să fie funcția de mod de parcare. Pentru că, așa cum poate știți și voi, majoritatea lumii știe, unul din două accidente se întâmplă în parcare, respectiv cu autori necunoscuți. Și atunci, degeaba folosim noi o cameră video doar atunci când suntem la volan și conducem efectiv mașina, dacă atunci când mașina stă parcată, se întâmplă accidente și incidente și e mult mai firesc ca fiecare cameră să includă funcția de parcare, astfel încât atunci când mașina este parcată și se întâmplă ceva, fie cineva dorește să o zgârie sau cineva intră și lovește mașina atunci când ea este parcată, să se declanșeze senzorii și, bineînțeles, să capteze imagine și să înceapă înregistrarea, astfel încât să existe probe. Îți mulțumesc, Cosmin! Mulțumesc și eu! Inginerii auto de la Mercedes s-au grăbit să arate presii de specialitate un model experimental. În pofida unui design extrem de futurist, colegii noștri de la coloana de direcție au identificat câteva elemente de design și câteva soluții tehnologice pe care cu siguranță le găsim și la modelele de gamă. Printre acestea, o baterie capabilă să ofere o autonomie de 1000 de kilometri. Wow! Hei, bună dimineața și bine ați venit la coloana de direcție. O zi însorită, dar și noi știri aici la Focus la prima oră, știri din domeniul auto. Eu sunt Luci Popa, că ieri am uitat să mă prezint. El este Dan Scarlat, pentru că și el a uitat ieri să se prezinte. Și astăzi avem o știre din partea celor de la Automarket. Știrea ne descrie principalele caracteristici ale noului concept pe care Mercedes l-a prezentat la începutul acestui an. Mercedes trebuia să-l prezinte, dacă nu mă înșel, la CES, la Târgul de Tehnologie de la Las Vegas, dar având în vedere situația pandemică, na, e scuza perfectă pentru toți în ultimii 2 ani, a ales să-l prezinte virtual. Noul concept se numește EQXX și putem să începem și de acolo o discuție interesantă. Este primul Mercedes, cred, electric, care are 4 litere în denumire. EQXX. EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQT, EQV. Da. EQXX. Pe vremuri, mașinile care aveau această conotație X undeva în titlu erau mașinile experimentale și în acest moment și acest Mercedes este un experimental, posibil să nu-l vedem niciodată în producția de serie. Însă este interesant pentru că Mercedes... Acest Mercedes, de fapt EQXX, ascunde câteva detalii foarte simpatice. În primul rând, Mercedes spune că este cel mai eficient Mercedes, cel mai eficient model pe care ei l-au făcut vreodată. Punct. Punct. Din istorie. Din istorie. Și este, într-adevăr, electric. Puterea nu cred că a fost dezvăluită, ba da, este un motor electric. 203 cai putere, care da, a fost un motor. Știi că de fapt de 204 cai putere, dar au greșit cei de la Automarket. E 150 de kW care vine 204 cai putere, pentru că motoarele electrice se calculează în kW. 204 cai putere, un singur motor electric, o baterie de 100 kW, asta nu este nimic ieșit din comun, EQS are o baterie mai mare, o greutate de 1750 de kg, dintre care 500 doar bateria. Deci mașina ar fi destul de ușoară fără acea baterie și un coeficient aerodinamic absolut magnific, 0,17. Ei, și cifra care ți-a ochii la această mașină este autonomia de 1000 de kilometri, adică echivalentul la unui consum de 10 kWh la 100 de kilometri. Însă, aici, depinde de climatizare, de stilul de condus. Știm cu toții că aceste teste de autonomie sunt făcute fără climatizare, la viteze destul de mici și chiar dacă eu am reușit și aceste consumuri cu două mașini, am reușit cu Dacia Spring consum de 9 și cu Kia e-Niro consum de 10 și un pic, deci, dar Mercedes să-ți ia ochii cu această autonomie de 1000 de kilometri. Au vrut să facă ei un headline, un titlu din acesta bombă. Eu sunt șocat cât de multe
a învățat el despre tot felul de legi ale dinamicii la facultatea de drept. E minunat. Nu știu ce aș putea să mai adaug, decât poate că Mercedes a trecut la o arhitectură de 900 de volți pentru acest concept. Posibil să o vedem pe viitor și în producția de serie. Mercedes EQS, deși este una dintre cele mai eficiente mașini de serie electrice care s-au făcut vreodată, are un Mercedes pe lângă acest coeficient aerodinamic, se laudă cu un consum de 15 kWh la 100 de kilometri, oricum este foarte bine. Cred că e pe o arhitectură de 380 de volți. Da, 390. Și majoritatea, mai puțin Kia, Hyundai și Porsche și Audi, care sunt pe 800. Pe 800, acum da, avem arhitectură de 900 de volți, o să ne obișnuim și cu aceste cifre pe viitor. O să fie în materiile viitoare la facultatea de drept, așa că țineți-vă de treabă ca să ajungeți ca Luci. Avantajul arhitecturii de 900 de volți este încărcarea rapidă. Mercedes nu a oferit detalii cu privire la viteza de încărcare a noului EQXX, însă asta știm noi, că na, poți încărca mașina destul de repede, probabil undeva peste 250 de kilowați, și a încărca această baterie undeva în 30 de minute, poate chiar mai puțin. Oricum, putem să-i spunem conceptul 10-100-1000, pentru că vine cu un consum promis de 10 kWh la 100 de kilometri, are o baterie de 100 de kW și o autonomie promisă de 1000 de kilometri. Și dacă vrei să o cumperi, probabil te costă 1 milion de euro. Deci ai 10, 100, 1000, 1 milion. Da. Și cu asta am încheiat și știrea de astăzi. Nu uitați, ne vedeți în fiecare dimineață la 9:30 la Focus la prima oră. Datele publicate de guvernul de la Londra arată că Marea Britanie este țara în care trăiește cea mai mare comunitate de români din diaspora. Brexitul a creat un efect contrar așteptărilor. Numărul românilor din Regatul Unit a crescut de la 350.000, atenție, până la 1.200.000 în numai 3 ani. Deși termenul invazie a fost folosit de multe ori înainte și după Brexit, britanicii știu că venirea număr cât mai mare a românilor este un lucru necesar pentru piața muncii. Este nevoie mai ales de oameni calificați. Cristina Petre este designer vestimentar pentru o mare firmă din Belfast. Talentul și calificarea ei au fost atât de apreciate de britanici, încât în foarte scurt timp a devenit managerul departamentului de design. Nu am vrut. Am spus că nu se poate așa ceva. Trebuie să reușim în țara noastră, unde ne vorbim limba, unde facem toate lucrurile. Am fost foarte împotrivă mulți ani de zile, până am trecut și eu prin experiența asta în care mi-am căutat joburi în domeniu, n-am găsit și după câțiva ani de încercat să lucrez în domeniu în țară, am fost eu cea care am spus, cred că totuși aș vrea să încercăm și afară, măcar dacă tot facem ceva ce nu ne place neapărat, măcar să câștigăm bine și să ducem un trai decent. Am avut norocul să ajung aici și să fac și ceva ce îmi place, nu doar să câștig mai bine. Acum, costumele create de ea și echipa sa sunt văzute la marile concursuri internaționale de dans tradițional irlandez din lumea întreagă. Și Emil Indricău a venit în UK pentru că și-a dat seama că poate câștiga mult mai mulți bani decât în țară. Era meseriaș și apreciat și acasă, însă balanța a înclinat cu ușurință spre străinătate. În mai puțin de un an, Neemil a reușit să fie atât de căutat încât a ajuns să refuze lucrări pentru a face față. Este apreciat atât de români cât și de britanici. După ce am văzut că ne acomodăm și se poate trăi și aici și chiar e ok, am mers. Un an, mai stăm și anul viitor și atât cât o să fiu sănătos și să pot, o să mai stau aici pentru că îmi place. Înscrii copiii la școală. Da. Câți ani au copii și cum îi cheamă? Hello, is this Clona High School? Yeah, I'm Veronica from Community Intercultural Program Portadown. I'm here with a Romanian lady who just moved from Italy and she wants to find a place for her daughter. Veronica Dempsey este consultant pentru imigranți într-un orășel din apropiere de Belfast. Spune că volumul de muncă din ultimii ani a crescut foarte mult, iar cei mai mulți dintre clienții ei sunt români. În principal, țelul meu este să îi fac să înțeleagă legile și regulile Irlandei de Nord. Îi ajut pe fiecare, începând de la obținerea unei locuințe, a unui loc de muncă, încerc să înscriu copiii la școală, încerc să iau legătura cu școlile, să-i ajut să facă aplicații pentru ajutoare sociale, dar
cel mai important acum este aplicația pentru rezidență, pentru că fără aplicația, fără rezidență, nu pot accesa niciun serviciu al statului britanic. Mădălin locuiește de câțiva ani în Marea Britanie. Acum l-a adus din România și pe fratele său. Serviciul gratuit oferit de stat îl ajută, în special cu actele. Dacă mergi și vorbești cu altcineva, nu prea înțelegi, nu prea îți dă, nu prea te ajută. Dar, în schimb, doamna Veronica e foarte atentă cu noi și orice detaliu care ne poate ajuta, ne întreabă, aveți, ai, puteți. Dacă nu era doamna Veronica, nu cred că ne-am fi descurcat. Oficial, suntem națiunea europeană imigrantă cea mai numeroasă din Marea Britanie. Premieră, în lumea medicală, o echipă de chirurgi americani a transplantat inima modificată genetică a unui porc la un pacient care n-avea nicio șansă de supraviețuire. David Bennett, în vârstă de 57 de ani, nu avea șanse să trăiască, așa cum ați auzit, chiar dacă ar fi beneficiat de un transplant de inimă de la un alt om. Ei bine, pacientul, e bine să știți că acum se află în stare stabilă și se află sub atenta monitorizare a medicilor. There are hundreds and thousands of people all around the world who are waiting for the organ, and unfortunately, just like this patient, may not qualify for an organ transplant. Dacă acest transplant va funcționa, toți ceilalți pacienți ar putea beneficia de o asemenea operație, fie că e vorba de un transplant de inimă sau de un alt organ, a mai spus medicul a cărui cercetări a dus la această intervenție revoluționară din domeniul sănătății. Dr. Griffith, de la Universitatea Maryland, chirurgul care a condus întreaga intervenție, a spus că, deoarece pacientul a suferit și alte intervenții înainte, procedura de pregătire a durat și mai mult. În total, operația a durat 7 ore. What everybody wants, right, is not to be limited simply by the supply of human organs for transplant. And, you know, a number of the organs can be treated, you know, and used in this way from an animal. And if that's true, we will obviously change the face of what's possible for people who now wait years for a heart transplant. Dacă pacientul va supraviețui, iar corpul său nu va respinge în timp organul, astfel de operații ar putea salva 10.000 de oameni din lumea întreagă. Medicii susțin că aceste organe ar putea fi chiar și personalizate pentru nevoile fiecărui pacient în parte. Autoritățile de la New Delhi și-au propus să construiască o cale ferată ultramodernă la o înălțime foarte mare. Mai exact, podul de cale ferată pe care vor circula trenurile va fi ridicat la o altitudine de 1315 metri și va traversa râul Kenab din India. Construcția din munții Himalaya va fi cu 35 de metri mai înaltă față de turnul Eiffel din Paris. Și va deveni calea ferată construită la cea mai mare altitudine, va depăși actualul ocupant al locului întâi, care este podul de peste râul Beipan din China. Locuitorii provinciei canadiene Quebec nu mai pot cumpăra bere dacă nu sunt vaccinați. Ei bine, cred că i-a cam durut măsura. Măsura va intra în vigoare săptămâna viitoare, dar efectul se vede deja. Numărul imunizărilor a crescut brusc. Vedeți cozile? Aha, mai mult accesul în bazele sportive, cinematografe, baruri, cluburi va fi permis doar în baza certificatului de vaccinare. În prezent, aproape 85% dintre locuitorii provinciei sunt vaccinați cu cel puțin o doză. Imagine. Eu port masca acum. Da, știu, păi da, zic că sunt imagini virale deja, ceea ce vedeți dumneavoastră că fac eu și cu Irina acum, pentru că imaginile sunt prelucrate cu ajutorul Photoshop-ului. Ei bine, asta s-a întâmplat în capitala Republicii Moldova, iar actorii sunt mai mulți medici care au participat la un eveniment organizat într-un spital din Chișinău. Pentru că unii dintre doctori nu le purtau, se vede destul de clar, organizatorii au decis să modifice fotografiile și au adăugat măștile de protecție pe fețele cadrelor medicale cu ajutorul unui program de editare foto. Mândri de realizarea lor, au postat imaginile pe rețelele sociale. După ce pozele trucate au devenit virale pe internet, spitalul le-a șters, bineînțeles. Nu mai ai mască, gata. A dispărut masca. S-a rezolvat. Situație neobișnuită în Africa de Sud, singura imprimantă care tipărea permise de conducere s-a stricat și a fost trimisă în Germania pentru a fi reparată. Sute de mii de șoferi sunt acum nevoiți să conducă în baza permiselor de conducere expirate. Imprimanta a fost cumpărată special pentru a tipări documentele în anii 90. În Africa de Sud, permisele de conducere trebuie renuite la fiecare 5 ani.
Aceasta a fost prima oră de Focus la Prima Oră Special. Prima, dar nu ultima, vă reamintim că ne găsiți pe Facebook Focus la Prima Oră, ne găsiți pe WhatsApp, pe Telegram, avem și un număr de telefon 0720 111 199. Avem și un site? Și un site avem, da, focusprimatv.ro. Bineînțeles, ne puteți urmări și pe primaplay.ro. Noi ne revedem în câteva minute. 10 fix, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gata, s-a făcut ora 10. Am revenit. Trebuie pauza. Începe a doua oră de Focus la Prima Oră Special. Mai întâi însă să vedem împreună cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de la noi, dar și de peste hotare. Așadar. Elevii școlii Smart din comuna Ciugut și-au ales primar și consilier din rândul lor. Ei participă alături de autoritățile locale la ședințe în care iau decizii pentru localitate. Perioada promoțiilor aduce multe capcane. Pentru a nu fi înșelați la cumpărături, specialiștii ne recomandă să urmărim prețurile pentru a ști exact dacă reducerea este reală sau nu. Vânzări record de cărți pentru copii luna trecută. Perioada sărbătorilor a fost cea mai bună atât pentru librăriile online, cât și pentru cele clasice. Și o șansă la o viață normală pentru un bărbat din Constanța. El a suferit o intervenție chirurgicală de ultimă generație la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Și mergem acolo unde curge lapte și miere, la robinetul de la bucătărie. E un exemplu. Da, eu glumesc, evident. Elevii din comuna Ciugut și-au făcut propriul lor stat. Și-au ales chiar și un primar, o elevă de clasa 7-a, care a jurat să respecte Constituția și legile țării. Alături de aleșii locale, Dilul, ales de elevi, participă la ședințele de consiliu, încearcă să pună în aplicare diferite proiecte. Cu siguranță are proiecte, au proiecte toți de acolo. Și asta nu e tot, elevii din Ciugut au și propriul lor buget, care le permite să-și finanțeze singur proiectele școlare. Aproape 200 de elevi ai școlii Smart din comuna Ciugut și-au ales proprii consilieri, dar și propriul primar. Aceștia le vor reprezenta interesele în fața autorităților locale. În urma campaniei electorale, primar a fost desemnată Denisa Drăgan, o elevă din clasa a 7-a. Justeresc pe Constituția, legile țării, regulamentele școlare și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele copiilor din comuna Ciugut. Ne-am hotărât că prima idee pe care să o implementăm este un program de ecologizare în fiecare sat din comuna, pentru că de asemenea avem în curtea școlii un aparat unde punem peturi sau sticle de sticlă, de asemenea și doze, unde le reciclăm. Și primim niște ciugubani, așa se numesc, care o să-i folosim pentru fiecare clasă. Aleșii elevilor au planuri mari, au pregătit deja mai multe proiecte pe care vor să le implementeze și sunt deciși să se implice activ în viața comunei. Mi se pare o idee foarte creativă faptul că colegii noștri au putut să își aleagă reprezentanții pe școală care să le ducă mai departe problemele. Edilii locali consideră că primăria copiilor este un proiect deosebit. Copiii au posibilitatea să înțeleagă care le sunt drepturile și obligațiile în calitate de cetățeni ai comunei. Primăria copiilor este prima bugetare participativă organizată de o administrație locală din România pentru copii. Este un proiect prin care învățăm pe copiii noștri ce drepturi au și ce obligații cetățenești, dar în același timp și ce înseamnă democrația participativă. Primarul comunei Ciugut, împreună cu consilierii locali, au decis să implice pe elevi în luarea unor decizii locale, iar asta chiar din această lună. O să avem ședințe comune ale Consiliului Local al Comunei cu Consiliul Local al Elevilor și cu primarul elevilor, în așa fel încât să înțeleagă fenomenul administrativ și în același timp să le dăm puterea de decizie și lor pentru viitorul comunității noastre. Primăria elevilor are la dispoziție și o sumă de 50.000 de lei, finanțată de la bugetul local, din care le vor fi susținute proiectele viitoare. Începutul anului aduce cele mai așteptate reduceri, cele de iarnă, iar magazinele se întrec în oferte. Însă, în România noastră minunată, se întâmplă următorul lucru. Pe cât de mari sunt discounturile, pe atât de mari sunt și capcanele. Adesea, de pe etichete lipsește prețul inițial. Așadar, noi nu știm care e adevărata reducere. Mare atenție! Mare atenție de unde cumpărați, doamnelor și domnilor, și mai ales ce produse achiziționați la preț redus. Luna ianuarie aduce în online, dar și în magazinele clasice, reduceri impresionante. Ofertele sunt atractive la multe categorii de produse, dar zona de fashion rămâne cea mai căutată. Aici, discounturile ajung până la 70%. Cel puțin la magazinele de care îmi cumpăr eu haine, sunt, într-adevăr, reduceri reale. Super tare! Accesibilă, da!
sunt prețuri ok pentru toate buzunarele. Produsele cele mai scumpe le caut la reducere. La unele magazine da, la unele nu. Chiar sunt prețuri aceleași, cum ne spuse, unele peste altele. E bine să, ca înainte de această perioadă de reduceri, să fi văzut dinainte prețurile, să știm care au fost și atunci când vom vedea reducerile, vom ști că dacă sunt într-adevăr de 50%, 30% sau 70%. Tentațiile sunt mari, dar specialiștii în marketing ne recomandă să plecăm cu o listă de cumpărături și un buget stabilit. Este momentul potrivit să investim în piese vestimentare sau alte produse de calitate. De exemplu, paltoane, geci de puf pentru iarnă, echipamente pentru schiuri, anumite rochii elegante. Cumpărătorii trebuie să fie foarte atenți la prețurile și ofertele afișate. Altfel pot cădea pradă comercianților certați cu cinste. Reducerea respectivă trebuie să fie la un produs care se află în stoc și nu la un produs care l-am comandat și pe omul ne spune că nu mai e un stoc și să alegem altceva. Este important să cunoaștem toate informațiile cu privire la promoții. Să înțelegem că avem de același drept de a returna produsul în 14 zile fără niciun fel de explicitare. Doi la mână, dacă n-am primit banii înapoi în maxim 15 zile, putem să cerem și dobânda interbancară. Perioada reducerilor de iarnă ține până la finalul lunii februarie, iar promoții sunt inclusiv la electrocasnice sau bilete de avion. Telefoanele sunt de an buni. Telefoanele? Un accesoriu indispensabil pentru tineri. Pentru a-i motiva să fie cât mai concentrați la cursuri, Universitatea din Oradea a găsit o soluție neobișnuită. Adică a lansat o aplicație disponibilă pe mobil și pe tabletă, unde cursurile sunt postate în timp real. Aplicația e-learning a Universității din Oradea a fost descărcată deja de mii de studenți. Oferă acces direct de pe orice telefon mobil sau tabletă la platforma Moodle a Unității de Învățământ Superior, fiind destinată atât studenților cât și profesorilor sau cercetătorilor. Găsesc toate materialele didactice pentru curs, toate materialele didactice pentru laboratoare, seminarii sau proiect și legături la resursele bibliografice, planificarea calendarului de activități, orar, planificarea calendarului pentru sesiune și, sigur, testele pe care îi le dau semestrial, rezultatele. Vestea că își pot citi cursurile și pot învăța de pe telefonul mobil de oriunde s-ar afla a stârnit interesul studenților, mai ales că în doar câteva săptămâni începe sesiunea. Dacă, nu știu, mergi într-o vacanță sau într-un weekend și nu ai cu tine laptopul, este foarte practic, intri acolo, dacă poți să rămâi și logat și, nu știu, rămâi la curent cu toate informațiile, poți descărca direct de pe telefon sau de pe tabletă și... Poți citi și din pat. Corect, ceea ce este foarte relaxant. O folosesc încă din prima zi în care a apărut pe Google Play. Îmi place foarte mult că primez notificările de pe forumuri, spre exemplu, și că pot să fiu la curent cu tot ce se întâmplă sau cu toate modificările. Pentru unii, noua aplicație reprezintă stimularea de care aveau nevoie. Până acum erau obligați să intre pe o pagină de internet având nevoie de laptop sau calculator. Poți să-ți vezi progresul la fiecare disciplină în parte. Ai o bară în care îți arată procentajul de progres pe care l-ai făcut în funcție de încărcarea temelor pe care le-ai avut. Universitatea din Oradea a fost prima din țară care a comandat o astfel de aplicație mobilă. Aceasta este disponibilă pe App Store cât și Play Store. O platformă asemănătoare este folosită și de Universitatea din Timișoara. Dacă ar fi să ne luăm după numărul mare de cărți vândute luna trecută, am putea spune că adolescenții s-au reîndrăgostit de citit. Chiar și cei mici au primit un astfel de cadou, iar romanele science fiction s-au clasat pe primul loc în topul vânzărilor de carte. Să știi că și la noi a venit moșul cu cărți. Da, 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 și la mine. Fiica mea și-a cumpărat o grămadă de cărți și filme. Nu moșul? Nu. Mie îmi place mai mult mini-graficul, ca și cărțile de genul ăsta. Și este vorba despre un supererou. Păi, nu prea. E doar un polițist foarte prostănac. Cu cap de câine. Deci să înțelegem că îți plac personajele foarte mult. Da. Librăriile din Cluj-Napoca au fost golite anul trecut de cărțile pentru copii și vânzătorii spun că interesul celor mici pentru lectură este tot mai mare. Librarii spun că de Crăciun s-au vândut cele mai multe cărți pentru copii. De exemplu, în această librărie, în topul vânzărilor au fost cărți precum 24 de povești de a se citi înainte de Crăciun, O dorință de Crăciun, iar în rândul școlarilor cea mai cerută carte a fost Poveste de Crăciun de Charles Dickens.
Pentru ca cei mici să deprindă dragostea pentru cuvântul scris, rolul părinților este esențial. Cititul la vârste fragede dezvoltă imaginația, dar și vocabularul copiilor. Își aleg eroi, își găsesc eroi, își inventează eroi, își imaginează eroi și eroii pentru copii vor fi personaje care îi vor ajuta apoi să și transpună în ficțiune ceea ce văd în realitate. Îi vor ajuta să evadeze din realitate uneori. Îi vor ajuta foarte mult apoi să realizeze compuneri, să realizeze mai târziu eseuri. Această librărie din Brașov este tot timpul plină, iar la rafturile pentru copii este cea mai mare agitație. În pandemie s-au dezmorțit însă și vânzările lucrărilor destinate adulților. Se vinde foarte bine istoria și înainte de carantină și după carantină. Bineînțeles că se dau și cărțile de dezvoltare personală. Una dintre cărțile preferate citite anul trecut e Sălbaticul de Ariag. Operele science fiction rămân favoritele adolescenților. M-ar interesa ceva de Asimov, dacă aveți. Ok, da, avem. Știți că anul ăsta science fiction-ul devine realitate și... Ce aveți de Asimov? Soarele gol? E robotul? Nu știu, m-ar interesa cele două. Acest domn consideră cărțile cel mai bun cadou, cumpăr atât pentru prieteni cât și pentru el însuși. Anul ăsta, cred că cel mai bine să citești, să afli lucruri. Cumpărați des cărți? Da și nu. Cumpăr atunci când mi se termină cărțile din librărie de acasă. Și la Iași, vânzările de cărți au fost mai mari față de anii trecuți. Cred că cel mai bine s-a vândut anul trecut Trenul spre Samarcand. Trenul spre Samarcand, apoi În pădoare, cartea domnului Gabriel Iceanu. Este o carte care, cum a apărut la raft, cum a început să dispară, s-a vândut chiar foarte bine. Scriitorii români înregistrează și ei vânzări bune. Volumele semnate de Cărtărescu, Eliade sau Cioran dispar rapid de pe rafturi. Un bărbat din Constanța a primit o nouă șansă la viață. Asta se întâmplă, sau s-a întâmplat, mai bine zis, într-un spital din Iași. Suferise până acum alte 6 operații pe coloană în diverse unități medicale din România. Intervenția chirurgicală a durat 3 ore, a fost un real succes. Pacientul e acum în afara oricărui pericol. Bărbatul din Constanța are 62 de ani și nu credea că mai are șanse să ducă o viață normală. El a mai făcut 6 operații pe coloană în alte spitale din țară, iar acum avea nevoie de o stabilizare în zona lombară. Intervenția chirurgicală a fost făcută la Spitalul Clinic Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași. Aceasta este singura unitate medicală publică din România unde se face chirurgie robotică sau neurochirurgie spinală navigată. Ultima, dacă nu șansă, într-un sistem de stat, pentru că în sistemul privat mai am 6 operații de hernie de disc făcute în Constanța și București. Și acum trebuia neapărat o stabilizare zona lombară. Și numai aici o puteam face cu precizie și cu siguranță. Avantajul unei astfel de operații este că pacientul se poate externa la 1-2 zile după intervenție. Urmarea acestor intervenții chirurgicale s-a creat, dacă doriți, o instabilitate la nivelul coloanei respective și a necesitat o stabilizare a acestuia. Fapt care s-a putut face în condiții de maximă siguranță în acest spital. De ce? Pentru că spitalul este singura unitate spitalicească publică din România care face chirurgie robotică. Acest caz este o operație tip școală, spune medicul Lucian Eva, cel care a coordonat echipa care a efectuat intervenția chirurgicală. Avem posibilitatea, datorită tehnologiei achiziționate în ultimii ani, să introducem șurubul la nivelul coloanei, indiferent de segmentul acesteia, că e coloană cervicală, dorsală sau lombară, utilizând ultimele sisteme de neuronavigație și imagistică intraoperatorie existente în lume la ora actuală. La Spitalul de Neurochirurgie din Iași ajung pacienți din toată țara, iar până acum, de noua tehnologie, au beneficiat peste 2000 de persoane cu tumori grave, malformații de tot felul, fracturi complicate de coloană. Anghinarea este o plantă care are multiple beneficii pentru oameni. Atenție dacă suferiți de afecțiuni ale ficatului. Aceasta vă poate ajuta la ameliorarea rapidă a unor astfel de afecțiuni. Urmează Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre.
Bună dimineața! Adesea confundată cu o legumă, anghinaria este o plantă originară din zona mediteraneană cu flori violet, asemănătoare ciulinului. În ciuda aspectului său modest, această plantă este un puternic antioxidant natural și acționează mai ales ca protector al ficatului și susținător al sănătății inimii. Un indiciu semnificativ al eficienței anghinare constă în valorile sale nutriționale. În stare naturală, planta este bogată în vitaminele C, B6 și K, dar conține cantități importante de magneziu, calciu, zinc, potasiu și acid folic. Factorii nutriționali transformă anghinarea într-un antioxidant natural de încredere, capabil să neutralizeze efectele nocive ale radicalilor liberi care deteriorează celulele și accelerează procesul de îmbătrânire al organismului. Anghinarea este însă cu adevărat renumită pentru efectul hepatoprotector, fiind un remediu natural indicat pentru ameliorarea afecțiunilor ficatului. Este de reținut faptul că planta conține substanțe antioxidante care stimulează secreția bilei și în același timp favorizează detoxifierea ficatului și a vezicii biliare. Conform unui studiu realizat de cercetători ucrainieni, extractul din frunze de anghinare este de ajutor în tratarea ficatului gras. Consumul regulat al acestui extract timp de 2 luni poate reduce inflamația ficatului, dar și depunerile de grăsime. Beneficiile se remarcă și la nivelul sistemului digestiv. Una dintre cele mai neplăcute afecțiuni este sindromul colonului iritabil, caracterizat prin dureri abdominale, tulburări ale tranzitului intestinal și constipație. Fiind bogat în fibre, anghinarea este o alternativă naturală care susține buna funcționare a tractului digestiv. Studiile arată că planta conține inulină, un tip de fibră care funcționează ca probiotic, ușor de regăsit și în cicoare. Pe scurt, probioticele sunt cunoscute și drept bacterii bune, prezente în mod natural în organismul uman. Acestea luptă împotriva infecțiilor și a virusurilor, fiind ușor de identificat și la nivelul microflorei intestinale, unde joacă un rol activ în prevenirea tulburărilor digestive. Datorită cantității de magneziu din compoziția sa, anghinarea susține memoria, reglează tulburările de somn și are impact pozitiv asupra puterii de concentrare. Mai mult, magneziul stimulează producția de colagen, o proteină necesară pentru fermitatea pielii și rezistența oaselor și articulațiilor. Atenție însă, consumul de anghinare poate fi nociv pentru persoanele alergice la această plantă sau la alte plante din aceeași familie, precum floarea soarelui, crizanteme, gălbenele sau margarete. De asemenea, nu este recomandată mămicilor care alăptează, deoarece conține o enzimă care diminuează lactația. Mai e puțin din weekend și totuși e important să vedem ce facem. Stăm în casă în această după-amiază, ieșim la plimbare. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Bine, putem ieși dacă ne îmbrăcăm adecvat. La munte continuă să se răcească și sunt așteptate precipitații. Unde va fi cel mai cald și cel mai frig, vă spun chiar acum. Foarte bine, te rugăm! Așadar, astăzi în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, vremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii ianuarie. În celelalte zone, vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal. Seara vor fi ninsori slabe pe spații mici în Maramureș și la munte. Maximele se vor încadra între minus 3 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia, Muntenia și în sudul Banatului. În București, valorile termice rămân peste cele normale perioadei, cerul va fi variabil, iar dimineața va fi ceață. Maxima va atinge, iată, 4 grade. Mâine se mai încălzește puțin, astfel că temperatura maximă va atinge până pe la 7 grade. Marți, cerul va fi variabil și se vor înregistra cam 6 grade. La munte, vremea se va răci treptat, iar probabilitatea de precipitații va crește. Cel mai cald va fi, iată, la Păltiniș, 2 grade, iar cel mai frig la Predeal, minus 4 grade. Deocamdată atât despre vreme. Noi ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Irina Daniel, mulțumim! Mersi tare! Doamnelor și domnilor, intrăm și noi într-o scurtă pauză de publicitate, dar revenim. Da, da, nu plecați! Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim despre o idee românească, dar noastră, transformată în aplicație care reinventează obiceiurile culturale. Platforma schimbă din temelii modalitatea de primire a pachetelor trimise de părinți studenților din marile orașe. De ce doar studenților? Eu și acum primesc pachet de la mama. Da, da, da. Cum se întâmplă? Aflăm chiar acum la Trend IT.
Bun găsit! Un startup vine în atenția publicului cu o soluție same-day delivery democratizată, care digitalizează obiceiul trimisului pachetelor cu mâncare de la mama, pe care studenții din provincie le primesc săptămânal de la familie, fără a se limita la acesta. Cum face acest lucru, ne spune Lavinia Iancu, fondatoarea acestui proiect. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce reprezintă Refill pentru tine? Refill e legătura cu cei dragi, este mesagerul care îți livrează zacusca de acasă sau o pilotă de la ai tăi când vremea te ia prin surprindere sau un dosar cu acte de care ai nevoie urgent. Inițial noi am pornit de la ideea de pachetul de la mama, dar ne-am dat seama că există multe alte situații de care ai nevoie, în care ai nevoie de un curier de acasă, de un act, de o rețetă medicală. Acum oamenii sunt internați la spital, poți să faci o livrare la poarta spitalului și așa mai departe. Deci este aplicația care democratizează curieratul. Folosim curieri independenți care, prin baza unui contract cu noi, pot livra pachete oriunde în țară. Dar cum ai ajuns la ideea aceasta? Ideea a pornit din experiența personală. Eu sunt din Oltenița, Călăraș, și primeam pachete de la bunica mea la Piața Sudului și trebuia să car pachetul până în nordul Bucureștiului, unde stăteam la cămin la vremea respectivă. Și mi-am dat seama că există o nevoie pe care studenții o au de mulți ani, pe care și părinții noștri au avut-o când au fost studenți, pe care nimeni nu o adresează. Și atunci am decis să fac soluția asta ca o schimbare a paradigmei studențești, să ne upgradăm obiceiurile culinare, să zic așa. Cum funcționează? Aplicația Refill funcționează ca un marketplace pentru curieri. Clientul listează cererea în aplicație. Curierul, dacă are un drum de la București la Iași, poate să listeze cursa în aplicație. Și atunci se face match pe baza locației. Adică corelăm cererea cu oferta și poți lăsa un review șoferului după ce acesta a livrat pachetul. Curierul poate să acomodeze în momentul acesta un singur pachet pentru a nu întârzia foarte tare comanda, pentru că noi facem niște estimări legate de ora de ajuns a pachetului, dar avem în plan să acomodăm mai multe pachete pe drum în acest sens. Care sunt avantajele acestei aplicații? În primul rând, te scutește de mersul la gară sau la autogară, asta este clar. Da, și de, te scutește de transportul în comun pe care studenții îl folosesc ca să care și transporte pachetul de la gară până la cămin sau în chirie unde locuiesc. Avantajul este că democratizăm curieratul, adică dacă ai o firmă sau un PFA, poți să te înregistrezi, poți să devii colaborator Refill și poți să lucrezi oriunde în țară. În acest moment suntem în faza de recrutare a șoferilor, suntem în discuții cu mai mulți curieri. Am livrat un singur pachet, acela a fost livrat de mine, dar așteptăm numere bune în momentul în care studenții o să revină în cămine. Unde găsim aplicația aceasta? Aplicația este disponibilă pe magazinele de aplicații, pe Google Play și App Store. Spune-mi, te rog, cum îți propui să dezvolți aplicația? Aplicația Refill va fi un hub de sustenabilitate în care oamenii pot accesa mici joburi din care pot face bani și sperăm în viitorul apropiat legislația să fie mult mai prietenoasă cu gig economy, cu economia de tip gig, cu joburi mici pe care oamenii le pot accesa făcute de prestatori independenți. Îți mulțumesc, Lavinia. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Acesta a fost momentul din Trend IT. Vă urez o zi cât mai plăcută, pe curând! Anul trecut nu a fost un an rău pentru înmatriculările auto din România. Câte autoturisme au fost înscrise în circulație în 2021? Câte au fost noi, câte au fost la mâna a doua? Aflăm de la nimeni altcineva. E vorba de Luci Popa, Dan Scarlat, realizatorii emisiunii Coloana de Direcție. Bună dimineața și la mulți ani! Bine ați venit la Coloana de Direcție! Nu pare că suntem în luna ianuarie, dar uite-ne într-un nou an mai frumos! Pare însă că suntem în România, pentru că ne-am găsit un peisaj minunat aici la lac. Ca să sărbătorim această vreme deosebită pentru luna ianuarie, am adus o decapotabilă. E mai mult o targa.
targa decapotabilă. O targa decapotabilă. Dar hai să începem cu știrile, pentru că aici la Focus, la prima oră, de luni până vineri, încercăm să vă aducem cele mai noi știri din domeniul auto. Și ce poate fi mai proaspăt decât o știre despre piața auto din România? În speță, piața auto din 2021. Știrea vine de la Digi și ne spune în felul următor, că s-au vândut anul trecut 121.000 de mașini noi, dar s-au înmatriculat 395.000 de autoturisme second hand. Iar eu sunt de acord cu acest lucru, deoarece decât să se arunce la gunoi acele mașini, viața mai lor bine trebuie să se bucure cineva de ele. Exact. Ce mai trebuie să spunem este că piața auto, această cifră a mașinilor noi, a înmatriculărilor de mașini noi, reprezintă o scădere de 4% comparativ cu 2020. În timp ce la piața second hand cifra este mai mare decât în 2020. Da, s-au înmatriculat mai multe modele second hand, dar aceste mici variațiuni de câteva procente nu înseamnă că se schimbă piața cu totul. Cu toate acestea, gândiți-vă în felul următor, 121.000 de mașini noi vândute anul trecut. Ei bine, din acele 395.000, 98.000 au fost modele Volkswagen. Românii nu se pot dezlipi de această marcă. Practic, 83% din toată piața auto nouă a fost acaparată de modele Volkswagen second hand. Deci dacă e să facem o comparație, Volkswagen a vândut second hand aproape la fel de mult cât a vândut toată piața auto mașini noi. Audi pe locul 2, BMW și Ford pe locul 4. Ford, care, deși este un brand american, are sediul european în Germania. Și da, este vorba de Fordurile produse în Europa, da, să ne înțelegem. Brandul este american, într-adevăr. Și Opel, care nu mai este atât de german acum. Mai mult francez. Mai mult francez acum, dar pe vremea când se produceau mașinile matriculate anul trecut la noi, era mai mult american și el, că ținea de General Motors. Locul 1, Dacia. Dacia. Dar Dacia a vândut mai puține modele noi anul trecut în România decât a reușit românii să aducă BMW-uri second hand din Germania. După care, surpriză, Hyundai. Înainte, în anii trecuți, aveam pe locul 2, 3 și 4 se cam bătea Renault cu Skoda și cu Volkswagen. Acum Renault este pe locul 5 la mașini noi. Skoda și Volkswagen nu apar în top 5. În schimb, locul 2 este Hyundai. Hyundai care are câteva oferte foarte drăguțe, dar are și, într-adevăr, o gamă nouă de mașini foarte atrăgătoare. Și cumva, dacă aduci mașini reușite, mașini fiabile, mașini atrăgătoare din punct de vedere al respectului și care sunt și o ofertă bună de preț, iată că este soluția câștigătoare, cel puțin în România. Urmează altă surpriză, Toyota. Toyota, care a eliminat dieselurile din gama de turisme noi, da, și vinde doar mașini pe benzină și mașini hibride. Pe locul 4, constanta este Ford. Nici acolo nu e o foarte mare surpriză, pentru că Ford vinde foarte bine în România Puma, care este și produs în România și numai în România, așa încât faptul că îl vedeți peste tot se vede și în topul vânzărilor pe anul trecut. Da. Iar pe locul 5, mă așteptam să fie Volkswagen, dar uite că este Renault. Renault, care produce mașinile pe care le știți. Renault a făcut o surpriză plăcută anul trecut cu Arkana, care da, e un SUV coupé cel mai ieftin, practic, SUV coupé cel mai accesibil, SUV coupé care vine cu acest design foarte apreciat de unii și într-o ofertă de preț de undeva a zona 20-30 de mii de euro. Cam aceasta a fost știrea de astăzi. Eu recunosc că m-am încins, m-am încălzit. Ne revedem și mâine la aceeași oră, să sperăm că e vremea la fel de frumoasă. Oricum le filmăm în aceeași zi pe toate. Pentru noi va fi la fel de cald și de însorit și mâine. Dar sper că dorim și vouă același lucru. Datele publicate de guvernul de la Londra arată că Marea Britanie este țara în care trăiește cea mai mare comunitate de români din diaspora. Yes, of course. Brexitul a creat un efect contrar așteptărilor. Numărul românilor din Regatul Unit a crescut de la 350.000 la aproape 1.200.000 în numai 3 ani. O să miroasă aici, sarmale cred că acolo. Aici curge lapte și miere.
Deși termenul invazie a fost folosit de multe ori înainte și după Brexit, britanicii știu că venirea număr cât mai mare a românilor este un lucru necesar pentru piața muncii. Este nevoie mai ales de oameni calificați. Cristina Petre este designer vestimentar pentru o mare firmă din Belfast. Talentul și calificarea ei au fost atât de apreciate de britanici, încât în foarte scurt timp a devenit managerul departamentului de design. Nu am vrut. Am spus că nu se poate așa ceva. Trebuie să reușim în țara noastră, unde ne vorbim limba, unde facem toate lucrurile. Am fost foarte împotrivă mulți ani de zile, până am trecut și eu prin experiența asta, în care mi-am căutat joburi în domeniu, n-am găsit și după câțiva ani de încercat să lucrez în domeniu în țară, am fost eu cea care am spus, cred că totuși aș vrea să încercăm și afară, măcar dacă tot facem ceva ce nu ne place neapărat, măcar să câștigăm bine și să ducem un trai decent. Am avut norocul să ajung aici și să fac și ceva ce îmi place, nu doar să câștig mai bine. Acum, costumele create de ea și echipa sa sunt văzute la marile concursuri internaționale de dans tradițional irlandez din lumea întreagă. Și Emil Indricău a venit în UK pentru că și-a dat seama că poate câștiga mult mai mulți bani decât în țară. Era meseria și apreciat și acasă, însă balanța a înclinat cu ușurință spre străinătate. În mai puțin de un an, Neemil a reușit să fie atât de căutat încât a ajuns să refuze lucrări pentru a face față. Este apreciat atât de români cât și de britanici. După ce am văzut că ne acomodăm și se poate trăi și aici și chiar e ok, am mers. Un an, mai stăm și anul viitor și atât cât o să fiu sănătos și să pot, o să mai stau aici pentru că îmi place. Înscrii copiii la școală. Da. Câți ani au copii și cum îi cheamă? Hello, is this Clona High School? I'm Veronica from Community Intercultural Program Portadown. I'm here with a Romanian lady who just moved from Italy and she wants to find a place for her daughter. Veronica Dempsey este consultant pentru imigranți într-un orășel din apropiere de Belfast. Spune că volumul de muncă din ultimii ani a crescut foarte mult, iar cei mai mulți dintre clienții ei sunt români. În principal, țelul meu este să îi fac să înțeleagă legile și regulile Irlandei de Nord. Îi ajut pe fiecare, începând de la obținerea unei locuințe, a unui loc de muncă, încerc să înscriu copiii la școală, încerc să iau legătura cu școlile, să-i ajut să facă aplicații pentru ajutoare sociale, dar cel mai important acum este aplicația pentru rezidență, pentru că fără aplicația, fără rezidență, nu pot accesa niciun serviciu al statului britanic. Mădălin locuiește de câțiva ani în Marea Britanie. Acum l-a adus din România și pe fratele său. Serviciul gratuit oferit de stat îl ajută, în special cu actele. Dacă mergi și vorbești cu altcineva, nu prea înțelegi, nu prea îți dă, nu prea te ajută. Dar, în schimb, doamna Veronica e foarte atentă cu noi și orice detaliu care ne poate ajuta, ne întreabă, aveți, ai, puteți. Dacă nu era doamna Veronica, nu cred că ne-am fi descurcat. Oficial, suntem națiunea europeană imigrantă cea mai numeroasă din Marea Britanie. Decizie neașteptată în Spania. Din cauza numărului extrem de mare de infectări cu varianta Omicron, autoritățile de la Madrid au anunțat că vor trata îmbolnăvirile, atenție că e important asta, cu SARS-CoV-2 ca pe o gripă. Adică vor fi luate în considerare doar cazurile cu simptome grave, iar în clinici și spitale vor fi aplicate proceduri specifice virusurilor gripale. Și asta nu e tot, pentru că premierul spaniol a declarat că țara sa va propune ca această măsură să fie implementată în toată Uniunea Europeană. Alin Petrică, corespondentul Prima TV în Spania, ne spune cum își justifică Spania această schimbare de abordare a luptei cu pandemia de coronavirus. Succesul campaniei de vaccinare, aproape 90% dintre spanioli s-au vaccinat, și apariția acestei variante Omicron, care deși este foarte contagioasă, are în majoritate simptome ușoare sau mai mult de jumătate, de exemplu, din cazurile din Spania sunt asimptomatice, au fost motivele principale care au dus guvernul de la Madrid să anunțe implementarea acestui pas. Pas care face parte dintr-un plan mai vechi al guvernului de la jumătatea lui 2020, care însemna în primul rând testare masivă, apoi vaccinare masivă, și în condiția în care cele două au fost îndeplinite, la apariția unei variante prevăzute, a unei variante ca Omicron, se va implementa tratarea COVID-19 ca pe un virus gripal, nu banal, dar obișnuit.
Sunt deja măsuri concrete în această direcție. Una este că s-a redus la jumătatea perioada de carantinare pentru persoanele care sunt pozitive. De asemenea, persoanele care sunt contacte directe nu mai sunt nevoite să stea în carantină dacă au fost vaccinate cu schema completă. Cadrele medicale se bucură și aprobă această variantă. Este, spun ei, o măsură care va ridica presiunea care s-a văzut în ultimele săptămâni pe asistența primară, însă avertizează că această variantă, această tratare ca un virus al căilor respiratorii pentru COVID-19 nu înseamnă că a trecut pericolul, dimpotrivă, vor veni alte valori de COVID mai ușoare sau mai puternice. Ei aduc aminte că în 2017-2018 au murit, de exemplu, 17.000 de spanioli numai de gripă. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Autoritățile de la New Delhi și-au propus să construiască o cale ferată ultramodernă la o înălțime foarte mare. Mai exact, podul de cale ferată pe care vor circula trenurile va fi ridicat la o altitudine de 1315 metri și va traversa râul Kenab din India. Construcția din munții Himalaya va fi cu 35 de metri mai înaltă față de turnul Eiffel din Paris. Și va deveni calea ferată construită la cea mai mare altitudine, va depăși actualul ocupant al locului întâi, care este podul de peste râul Beipan din China. Cântăreața britanică Adele a lansat un nou videoclip pentru piesa Oh My God de pe ultimul său album. Oh My God, Oh My God. Mi-e place tare mult de ea. Scenele sunt filmate în alb și negru, iar în primele ore de la lansare, videoclipul a strâns 10 milioane de vizualizări. Locuitorii provinciei canadiene Quebec nu mai pot cumpăra bere dacă nu sunt vaccinați. Ei bine, cred că i-a cam durut măsura. Măsura va intra în vigoare săptămâna viitoare, dar efectul se vede deja. Numărul imunizărilor a crescut brusc. Vedeți cozile? Aha, mai mult accesul în bazele sportive, cinematografe, baruri, cluburi va fi permis doar în baza certificatului de vaccinare. În prezent, aproape 85% dintre locuitorii provinciei sunt vaccinați cu cel puțin o doză. Situație neobișnuită în Africa de Sud. Singura imprimantă care tipărea permise de conducere s-a stricat și a fost trimisă în Germania pentru a fi reparată. Sute de mii de șoferi sunt acum nevoiți să conducă în baza permiselor de conducere expirate. Imprimanta a fost cumpărată special pentru a tipări documentele în anii 90. În Africa de Sud, permisele de conducere trebuie renuite la fiecare 5 ani. M-am întrebat dacă pescarii ascultă muzică în timp ce dau la pește. Never been, never know, I don't know. Ca să vorbesc da. că tot ce au scătară pe ade. Domnilor și domnilor, Georgian și colegii săi de pescuit de la Focus la Prima Oră Special și-au propus să ne reamintească cele mai frumoase momente din episoadele de anul trecut. Urmează rubrica dedicată iubitorilor de natură și cârlig, în cârlig. Este iarnă și din când în când e bine să stăm la gura sobei să ne amintim de partidele de pescuit, nu de mult avute pe malul apei, dar pe care nu le-am uitat. Să începem cu începuturile HD ale rubricii noastre. Primii invitați, Adrian Gherghina, membru al echipei Diamond Fish, după care a apărut și John Diamond, celebru muzician. Adrian ne-a delectat cu un drill la un ciortan de gruiu. Încercăm să prindem peștii marei lacului. Aha! Te ajut cu minciogul? Să-l vezi, Iuli! Îl ridici când îl ai deasupra, ăla e. Asta e. Super! Dacă Adrian a reușit prima captură, John, după un scurt interviu al Iuliei, pescărița de serviciu anului trecut, a scos piesa zilei, un cântec cu drill. Și lumea e a ta, nu renunța să vinzi. Noi admirăm papura, stuful și sălcile pletoase. Adrian înțeapă un ciortan. John îl scoate afară. E bucurie mare. Este cea mai mare captură a zilei. Mame, măricel, băi. Ia uite, ia uite frumusețe. Așteaptă să vină să-l ții, ia? Hai, băiat, hai. Haide. Bravo. Bravo, John. Ia uite, mă. Iar acum, doamnelor și domnilor, pescari, Tony Ionescu, celebrul actor, a venit în rubrica noastră să ne facă de râs sau să râdem. Un banc pescăresc care nu are legătură cu pescuitul. un pescar stătea pe valul bălții, dădea la pește, la un moment dat îl bagă încolo să facă baie.
de mâine, ajutor, ajutor, mănânci pasul ce la fund. Ăsta repede sare după el, prietenul lui rămâne pe masă. Ai mă grijă de unghi, ăsta sare după el, îl scoate afară. Omul nu mai respira, dă-i, fă-i respirație, gură la gură, bușor la bușor, ăla dă-i râs. Ce dracu râs, bă, că moare omul aici, iar suflă-i gură. Bă, dar ce urâte miroase gura, că nu știu, ăla dă-i râs, ce dracu tot râs, bă. Păi și bă, ăla de s-a aruncat în apă, n-avea patine în picioare. Un banc de sezonul actual, deși atunci erau 38 de grade Celsius. A urmat o recuperare a lui Tony la fel de savuroasă. Tony nu știe să pescuiască, știe însă să glumească. Un pescar aflat în drill i-a dat lanseta să scoată peștele. Ce a urmat a fost de cascadorii râsului. Deci așa să mă... așa, așa, așa. A, nu, că-l scapă, sigur. Cum să-l scapă? N-are nimic. Bățul mai sus? Bățul mai sus. Ia uite la ei! Ia uite la ei! Hop! Bă, da, greu e, frate! Ești profesionist? Nina, mai trebuie să-l scot eu din undiță, mă! S-a predat singur! Ăștia doi sunt cei mai scandalagiți pe Malta. Ăștia doi de să-ți bați cei mai scandalagiți. Bă, tu filmezi sau ce mai trebuie? Pe lacul din localitatea Măriuța am avut parte și de box pescăresc cu doi elevi ai antrenorului Mitică Boțe, dar și un drill pe cinste. Și când nu te aștepți, apare monstrul, un somn de aproximativ 10 kg în lanseta profesorului. Lupta este acerbă, un croșeu de dreapta și un uppercut fac ca Mitică să-l dovedească pe monstru. Hai că l-ai obosit, dă... Mamă, mamă, are loc în mincioc. Sus! Trage ușor, nu trebuie ridica că rupi... Mamă! Ăsta pe puțin are 10 kg. După un așa drill, la un așa pește, Georgian îl provoacă la o discuție ca între bărbați, fără violență. Mitică, ia spune și mie, cum se împacă astea două, boxul cu pescuitul? Oarecum au multe asemănări. E vorba de ambiție, de insistență, competiție. A urmat încăbeștiul, un lac care nu mai are nevoie de prezentare, pentru că recordurile la pești mari sunt recunoscute internațional. Pe mal este la pescuit de 2 săptămâni și un cetățean german de origine română, Robert Ceauș. Cu o rulotă în care găsești toate condițiile, aflăm multe amănunte despre pescarul Robert. Am înțeles că sunteți deținătorul unui record aici pe Tâncăvești. Da, acum o lună și ceva am fost aici, am venit pe Tâncăvești special la somn și am avut norocul să prind recordul bălții la un somn de 2,45 m și 111 kg. A fost o surpriză foarte mare pentru mine. Nu mă așteptam la o captură așa, chiar. Eu am avut pești mai mari ca asta, am avut recordul meu personal la 2,51 m. Dar acei pești nu aveau greutatea ăstuia și masa lui, era ca un taur, să zic așa. Incredibil de frumos, un animal extraordinar de frumos. Am fost mândru că am putut să-l pescuiesc. Tot pe Tâncăbești au apărut și cei patru fantastici. Pe lac, două bărci cu câte doi pescari în barcă. Unul este Georgian, cel cu camera. Iar ceilalți trei fantastici sunt... Traiu Săuca, inginer de profesie, 40 de ani, pescar la spinning amator. Sunt Vali, am 38 de ani și sunt pescar de pe la vreo 10 ani. Sunt Madalina Apostol, am 40 de ani, pescar de spinning. Ținem să menționăm că prezentarea a fost făcută în ordinea numerelor de pe tricouri. Bună glumă, nu? Frumoasă! Hai, recuperează! O ține firul! Ce frumoasă e! Bravo! Așa, stai că n-a stropit și obiectivul. Mamă! Bravo, Vali! Stai că nu-l mai văd. Uită-l! Unde este? Uită-l! Frumos, frumos! Ce? 60 de centimetri. Nu e grozavă? E, da? Nu, e frumoasă. Hai. Pentru primul pește, ia uite ce frumos pleacă. La final avem un pescuit la păstrăv de șes pe lacurile din Delta Gruiu. Vedeta zilei, colegul nostru, Georgian. George, pescarul norocos, pescuiește la caras, iar Georgian la noul locatar al lacului. Nada, boabe de porumb, momeală, porumb fiert cu viermuș.
Bă, știi ce s-a întâmplat, nu? Dar dau cam eu asta. Asta e! Ei, cam astea au fost amintirile de astăzi. Au fost mai multe și cu mai mulți pescari celebri, dar și cu multe frumusețe ale naturii. Cu pești de record, dar și cu partide fără capturi. Mergeți în natură, dați cu bățul în baltă și nu uitați cât de frumoasă este țara asta. Păstrați-o curată și veți avea în cârlig. Aceasta a fost ediția de astăzi de Focus la Prima Oră Special. Ei bine, imediat, Adriana Nedelea revine cu un nou sezon, oradeprofit.ro. De la ora 11, timp de 2 ore, Sebastian Zahman este insider politic. Invitatul primei ediții din noul sezon este ministrul educației, Sorin Câmpeanu. De la ora 12, va fi tot el alături de Mircea Dinescu, invitatul permanent al emisiunii, și va încerca să explice rațiunile din spatele deciziilor politicienilor. Trecem și la noi. Pe noi ne găsiți pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la numărul de telefon 0720111199, dar și pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Puteți să o faceți și pe Prima Play.ro dacă doriți, nu-i problemă, nu-i bai. Nu este nou. Noi ne vedem mâine dimineață la Focus la Prima Oră, la ora 7. Nu uita, Prima TV te cucerește.